Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Catalogul pe care l-am realizat până acum este salvat local în calculatorul personal. Pentru a avea acces la conținutul catalogului către profesori și părinți, este nevoie de salvarea fișierului Excel în mediul online, în așa fel încât fiecare profesor care predă la clasa respectivă să poată avea acces cu drepturi de scriere la catalog. Microsoft pune la dispoziția utilizatorilor aplicațiilor din pachetul Office opțiunea Share, dar pentru lucrul colaborativ în acest catalog nu o să folosesc această opțiune, deoarece la testele efectuate s-au generat foarte multe erori ce nu sunt acceptabile în cazul scenariului utilizării unui catalog online, motiv pentru care soluția la care am ajuns pentru rezolvarea acestui deziderat este Google Sheets. Deci vom salva catalogul într-o foaie de calcul Google ce va fi salvată în Google Drive, de unde vom invita profesorii ce predau la clasă să folosească acest catalog. Ulterior, tot în Google Drive, vom crea câte o foaie de calcul specifică fiecărui elev, foaie de calcul ce va importa datele din catalogul nostru, în așa fel încât părintele elevului să poată avea acces în timp real la notele sau eventualele absențe ce au fost atribuite elevului, părintele neavând acces și la datele altor elevi din clasă. Să începem! Plec de la premisa că dirigintele ar trebui să trimită invitații profesorilor care predau la această clasă pentru a folosi acest catalog online. Pentru logarea în Google o să folosesc o fereastră Google Chrome Incognito, deoarece pe parcursul acestui tutorial doresc să mă loghez cu mai multe conturi, contul de diriginte, contul de profesor și chiar contul de părinte. Acesta este motivul pentru care am ales să mă loghez în Google în modul incognito. Pentru început, accesăm adresa drive.google.com. Apoi executăm un click pe butonul Accesați Drive și vom introduce datele de logare ale dirigintelui. Acum suntem în interiorul aplicației Drive din Google. Pentru a importa catalogul într-o foaie de calcul Google, vom executa un click pe butonul Nou și vom alege opțiunea Foi de calcul Google. Apoi se merge pe meniul Fișier și apoi opțiunea Importați. Apoi pe meniul Încărcați și vom selecta astfel fișierul Excel care conține catalogul clasei. Vom lăsa opțiunea Înlocuiți foaia de calcul și apoi Importați date. Regăsim acum în foaia de calcul Google tot conținutul catalogului, inclusiv graficul evoluției notelor elevului. Dar se observă că foaia noastră de calcul nu are titlu. Prin urmare, o să încercăm să denumim această foaie de calcul 8A. Închidem foaia de calcul și observăm acum în contul de Drive, în aplicația Drive, două fișiere. Un fișier 8A, care este o foaie de calcul Google, și un fișier numit catalog.xlsx, nu este altceva decât fișierul din calculatorul nostru, fișier pe care l-am importat în foaia de calcul Google. Bineînțeles că toată atenția noastră se va îndrepta de acum înainte asupra foii de calcul Google și nu asupra fișierului Excel. Acum ar trebui să trimitem invitații profesorilor care predau la această clasă pentru ca acești profesori să poată folosi catalogul în mod online. Acest lucru îl vom realiza astfel. Vom executa un click dreapta pe fișierul corespunzător catalogului clasei a 8-a, adică acestei foi de calcul Google, și vom alege opțiunea Trimiteți. Apoi vom scrie adresa de e-mail a profesorilor către care dorim să trimitem invitația. Eu voi trimite doar unui singur profesor și eventual putem să-i scriem și un mesaj.
Vom lăsa opțiunea editor, deoarece dorim ca profesorii să poată edita acest catalog. Vom acționa butonul trimiteți. Să încercăm acum să ne logăm în Google cu contul de profesor și să vedem cum arată invitația trimisă de către diriginte. Vom deschide în primul rând aplicația Gmail, unde regăsim un e-mail primit de la dirigintele clasei. Deschidem acest e-mail și observăm că avem o scurtătură către respectivul catalog online. Bineînțeles că vom executa un click pe opțiunea Deschideți. Și în acest moment avem posibilitatea notării elevilor sau să introducem absențe. Acum pe suprafața de lucru am două ferestre Google Chrome deschise. În partea stângă am o fereastră în care sunt logat în Google cu contul de diriginte și în partea dreaptă am o altă fereastră deschisă în care sunt logat cu contul de profesor. În acest moment profesorul poate nota elevii. O să fac și eu câteva modificări, în așa fel încât să vedem modificările afișate și în celălalt cont al dirigintelui. De exemplu, la elevul Popescu Ionel, profesorul introduce alte note. Se observă că notele apar în timp real și în același catalog, dar deschis cu contul dirigintelui. Practic, dirigintele poate vedea în timp real toată activitatea profesorului în catalogul respectiv. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!